Evanghelia după Luca, capitolul 19, versetul 29 la 40 inclusiv, 1015 pagina în Biblie. Evanghelia după Luca, capitolul 19, începem citirea cu versetul 29, un pasaj biblic care vorbește de același eveniment citit și de dimineață, dar dintr-o altă evanghelie în locul acesta. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimeși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii și-așternau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre pogorâșul muntelui măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Acum începe predica mult neașteptat. A fost invitat un predicator într-o seară la biserică și o întârzia și el din anumite conjuncturi și o sosit la biserică așa numai pe la 8:20 seara. Dar fiind invitat acum la biserică, fratele l-a invitat în față să aibă un mesaj pentru biserică și îl întreabă pe fratele pastor, zice: cât poți să pred? Zice: cât vrei, că noi la 8 plecăm. Îmi place din când în când să amintesc oamenilor pe unde mă duc că viața asta e foarte scurtă. Uneori ne legăm foarte mult de viața de aici. Înseamnă foarte mult viața asta de pe pământ pentru noi. Și am venit din nou în seara asta la poarta cerului să vă spun: viața asta este extrem de trecătoare. Se duce de parcă nici nu ne dăm seama. Și rămâne un singur adevăr, prietenilor, fraților, tinerilor: ce am făcut pentru Domnul Iisus Hristos, pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru gloria Lui. A vizitat un turist american Polonia și s-a gândit el: ce să văd special în țara asta? Hai să mă duc în casa unui rabin polonez, să intru în casa lui și poate voi vedea acolo anumite lucruri speciale sau cel puțin să intru în tangență cu omul acesta și să comunic despre înțelepciunea vremurilor sau despre legea lui Dumnezeu. S-a așteptat să găsească o casă mare, să fie ceva uimitor și surpriză. Intră în casa lui unde exista o singură cameră, un pat, o masă și un scaun. Și în camera aceea plină camera de cărți. S-a uitat speriat turistul nostru. El nu văzuse așa ceva în țara lui, departe, pe continentul Americii. Și zice: domnule, am o întrebare și eu pentru dumneavoastră, care sunteți rabin și învățați oamenii din legea lui Dumnezeu. Zice: văd cărțile astea prin casă, așa peste tot. Unde este mobila dumneavoastră? La care rabinul înțelept îl întreabă în felul următor: am și o întrebare pentru tine, prietene, dar mobila ta unde-i? Și zice: auzi, eu sunt doar în trecere pe aici. Ei, vezi, zice rabinul, asta-i înțelepciunea de viață. Și eu sunt doar în trecere pe aici. Suntem doar în trecere pe aici. Nu cumva să-ți legi viața prea mult de ceea ce înseamnă pământ. Și să uiți de ceea ce înseamnă cer, ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă voia Lui, ce înseamnă să ajungi acolo. Călătoream azi dimineață spre Arad cu trenul și eram singur în compartiment și meditam. Și Dumnezeu poate așa a vrut să-mi dea o strofă de poezie.
pe care în seara aceasta vreau să o spun înaintea dumneavoastră ca să vedeți cât de trecători sunteți. Și anume, ne trezim în zori de zi și alergăm după gunoaie, neglijând că toate trec. Și cu ce ne alegem oare? Și cu ce, întreb în seara asta, ne alegem oare? Nu toate trec, se duc, le neglijăm. Câteodată devin așa de importante pentru noi, încât nu mai putem scăpa de lucrurile din jur. Întrebarea se pune în seara asta, cu ce ne alegem oare, fraților? Dragi tineri, mă uit în lumea în care trăim și văd tot mai puțină disponibilitate pentru Domnul. Tot mai puțin tineri și oameni care să facă ceva concret, ziditor, ceva cu inimă dăruită pentru Domnul Iisus Hristos. Văd de multe ori oameni care ar vrea să se întâmple lucrarea lui Dumnezeu pe gustul lor, după planurile lor, și când vin la închinare să fie totul admirabil și să se bucure de ce face Domnul în prezența lor. Dar parcă câteodată e așa greu să urnești așa din loc unii oameni să fie dedicați și ei, să pună pasiune, suflet pentru ceea ce vrea Dumnezeu. Cred că trăim o vreme, fraților, prietenilor, stimați credincioși, o vreme în care se încearcă omorârea disponibilității, în ghilimele, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nimeni să nu mai fie disponibil, foarte puțin. Hai să fim disponibili numai duminică, dimineața sau seara, dar să nu fim în fiecare zi pentru Dumnezeul nostru. Trăim într-o societate în care aspectul principal e acesta, să se evidențieze și să se pună accent pe confortul personal. Nu? Asta ne spune societatea în care trăim noi. Știți care e motoul societății? Are societatea o deviză care o băgăm și noi de multe ori în mințile noastre și trăim pe direcția aceasta, așa nume, fac ce-mi place și ce-mi este confortabil. Ce-mi place și ce-mi este confortabil. Dați-mi voie să exemplific în această seară. Să știi că e mai confortabil să asculți un program de duminică seara, o slujbă pe internet, online. Și o spun și pentru cei care urmăresc. E mult mai confortabil că poți să spui acolo cafeaua lângă tine sau ceaiul sau un pahar cu suc și dacă la un moment dat îți sună telefonul, poți să oprești, să dai pe pauză și să urmărești a doua zi dacă în seara aceea nu mai ai timp. E mult mai confortabil decât să vii la biserică, să fii în prezența lui Dumnezeu, fie asta, marța sau joia seara. E mult mai confortabil, spun în seara aceasta, să ai Biblia pe telefon decât să o aduci în geantă, stimată soră, sau să o aducem sub braț și noi, frații, să venim la biserică. Cum să ne vadă cineva, nu în tramvai, să ne vadă cineva că venim pe stradă în secolul acesta cu cuvântul lui Dumnezeu? E mai confortabil. Mă uitam în tren într-o zi la un tânăr. Tot vedeam că butonează el pe telefon, tot butona, dar trecuse deja vreo 20 și ceva de minute. Zic, mă, dacă o scris un mesaj, două, trei. Trece timpul mai repede, dar tot butonează acolo. M-am uitat așa la expresivitatea lui și dădea așa cumva apocăit. Și zic, trimis mesaje dincolo peste ocean și trebuie să scrii și nu se trimit? Și zice, nu, citesc din cartea lui Ezechiel, din Biblie. Și l-am întrebat eu în felul următor, zic, auzi, de seară dacă mergi la biserică, că era o seară de rugăciune, duci telefonul cu tine sau duci Sfânta Scriptură? Zice, e suficient să am telefonul în buzunar. Văd și aici. E mai confortabil așa. Știi ce a zis un profesor când eram la facultate către noi? Niciodată nu o să reții cuvântul lui Dumnezeu și nu o să se imprime în minte și în viață. Că atunci când ai pagină cu pagină și citești capitol cu capitol, verset după verset, așa ne-a lăsat Dumnezeu Biblia, așa trebuie să o citim, prietenilor, fraților, surorilor, dragi tineri. E bine că avem condiții și putem să punem versetele pe retroproiector. E bine dacă suntem în călătorie să ai Biblia pe telefon, e admirabil. Dar ceea ce nu e de admirat, că putem să venim la casa lui Dumnezeu cu Bibliile și totuși nu le aduce de multe ori cu noi. Asta nu-i de admirat, fiindcă în casa lui Dumnezeu trebuie să existe legea lui Dumnezeu care să nu se depărteze de gura noastră, de noi. Atunci vom lucra cu înțelepciune și vom izbândi în toate lucrările noastre. Să știi că e mult mai confortabil să pregătești subtitrarea la un film. E mult mai confortabil decât să pregătești o cântare. Nu, stai acolo și tot pregătești, că nu merge bine, trebuie să o dai nu știu cum, dar să pregătești o cântare sau o poezie, sau anunță fratele păstor un îndemn, apoi lasă frate, zice că nu m-a pus până la 20 de ani să dau niciun îndemn, acum la 30 de ani nu vezi că și atunci mi-era rușine, de cum acum? Și e mult mai confortabil lucrul acesta, să știi că e mult mai confortabil să stăm pe mes 3 ore, 4 ore, decât să stăm pe genunchi câte 10 minute sau cel puțin 10 minute să citim un capitol, două din Biblie, să luăm niște notițe, ce ne-a vorbit Dumnezeu în ziua aceea.
E mult mai confortabil acest lucru. Să știi că e mult mai confortabil să nu faci nimic, să nu te critice nimeni. Totdeauna oamenii criticați sunt oamenii care încearcă să facă ceva pentru Dumnezeu. Pun pasiune, au suflet. Am auzit ieri pe un frate care a zis că s-a adresat cineva către el și a zis: mă frate, zice, matale, ești plin de râvnă. Ai foarte multă râvnă, dar n-ai înțelepciune, deloc. Și s-a uitat fratele nostru la el și a zis: să știi că e adevărat, așa e, am multă râvnă, dar matale, n-ai nici râvnă, nici înțelepciune. E mult mai simplu să nu facem nimic și să nu fim criticați, să nu ne judece nimeni. Ascultați-mă în această seară, se suferă mult la capitolul implicare, altruism, dedicare, consacrare pentru Dumnezeu. Dăm foarte mulți dintre noi vina pe lipsa de timp. Nu mai avem timp. Nu vedeți, zic unii, că viața e aglomerată, foarte aglomerată. Nu? Uneori privim viața ca și în biserică, cum stăm unii lângă alții și suntem foarte aglomerați. Câteodată vara e căldură aici și așa privim, nu? Într-un oraș mare, unde traficul e aglomerat, viața e cum e, stresul e cum e și noi gândim prin prisma aceasta, nu mai avem timp. Știi ce a zis un frate? Într-o seară l-a întrebat un prieten, îmi vin întâmplările astea în minte, dar sunt lucruri care, dincolo de hazul lor, au o morală extraordinară și ar trebui să ne trezească în seara aceasta. L-a întrebat un prieten, zice, pe fratele ăsta, cum stai în perioada asta de criză? Nu, e criză și nu prea iese de lucru, zice, matale, cum stai, cum te descurci la capitolul acesta? Și zice, slavă Domnului, eu mă descurc foarte bine, zice, am atâta de lucru că nici la biserică nu mai ajung. Nu-i de râs, să știți, sunt lucruri de plâns pentru viața noastră. Niște oameni de știință, am citit despre ei de câteva luni de zile recent, vor să demonstreze că o zi nu mai are 24 de ore, că s-a modificat cumva axa planetei, că s-a întâmplat ceva în cosmosul acesta și o zi mai are numai 17 ore. Și atunci se trezește mintea omului și zice: a, de aceea sunt eu ocupat, de aceea nu mai am timp de biserică, nu mai am timp de studiu biblic, nu mai am timp să fac toate lucrurile, du-te și la servici, du-te și la școală, du-te și după copii și într-o parte și în alta, rezolvă-ți problemele de un fel sau altul. Și zice, nu mai avem timp. Și oamenii ăștia vin să ne introducă în minte ideea aceasta, s-a scurtat ziua, numai 17 ore, uite câte ore vor să scadă dintr-o dată, mai mult chiar și pe vremea lui Iosua, când s-a dat umbra aceea înapoi. Oamenii sunt interesați de astfel de lucruri foarte ciudate și confortul a devenit ceva care pentru oameni e la el acasă. Lăsați-mă să vă spun deschis în această seară. Să știți că nu e ușor să mergi dintr-o parte în alta, să slujești într-o biserică și în alta, să fii uneori transpirat, să fii obosit. Fratele Nelu cred că știe, frații slujitori, nu-i simplu lucrul acesta, nu vreau să scot pe nimeni în evidență în seara aceasta, dar trebuie să înțelegem că lucrarea lui Dumnezeu cere pasiune. Cere dedicare, cere implicare cu toată viața, cu toată ființa, să știi că există Dumnezeu și să trăiești pentru Dumnezeu în intensitate. Mie mi se pare în vremea asta că disponibilitatea a devenit un fel de afaci, un fel de afacere. Eu aud pe unii care zic în felul următor, fac numai ce-mi convine. Frate, dăm să lucrez ceva în biserică, dar să se potrivească așa cu ce-mi convine mie, ce-i pe gustul meu. Păi sigur că așa ar face fiecare, nu? Fiecare ar face ce ar place lui. Lucruri de felul acesta nu se pot întâmpla în lucrarea lui Dumnezeu, că fiecare avem anumite responsabilități în funcție de ce a investit Dumnezeu în noi. În noi, că Dumnezeu investește în fiecare. Zice, mă duc acolo unde e numai lume mult. Nu, și mie îmi place să merg numai unde e lume multă, unde, de exemplu, cum în seara aceasta la dumneavoastră, dar a fost nevoie câteodată să mă duc și unde erau 4-5 oameni de 70, de 80 de ani și mai erau câțiva tineri acolo și parcă când deschideai cuvântul lui Dumnezeu nu știai nici de unde să vorbești, dacă vor auzi bine oamenii aceia, dacă vor înțelege, cum să le spui mai bine cuvântul lui Dumnezeu. L-am întâlnit oameni care au fost sunați la telefon, mi-au povestit și mie și au zis, a, păi dacă nu-i biserica peste 300 de membri, nu mă duc. Sau câți kilometri sunt? Păi 300 și ceva de kilometri. A, păi până acolo să vin. Știți cât s-a dus John Wesley? Câți kilometri a făcut omul acest? Am citit undeva că în jur de vreo 400.000 de kilometri. Și mi se pare, dacă nu greșesc, ăștia a făcut pe jos. Plus alți kilometri călare. A făcut kilometri extraordinari pentru Dumnezeu. Nu degeaba pe timpul lui. Au fost localități în care s-au închis barurile.
Au fost locuri în care oamenii numai că aveau ce căuta în crâșme și nu se mai duceau de bună voie acolo, fiindcă a fost o trezire extraordinară pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ceva s-a întâmplat cu viețile oamenilor. Slujesc numai duminică, zic unii. Numai duminică. Păi, frate, zice, pune-mă duminică seara sau duminică dimineață. Dar marțea seara, cum îmi spunea fratele păstor din Londra săptămânile trecute, zice, au venit o serie de bilete în față. Și o parte le-am selectat că au fost niște frați surori care au mai slujit și altă dată. Și le-am selectat zi pentru săptămâna următoare, că n-avea cine să slujească. Și am spus fraților, uite, cu tare slujește, marțea seara, cu tare peste săptămână. Frate, zice, dar eu am trimis în duminica asta seara, eu acum vreau să cânt. Acum vreau să slujesc. Nu? Interesant. Dacă ne pune cineva, hai, pregătești un îndemn marțea seara. Păi frate, știți, la servici să vin marțea seara. Câți vin marțea seara? 100 și ceva de oameni, poate și aici la dumneavoastră, la noi unde locuiesc. 20 de oameni, păi, n-o să, că noi urmărim asta, n-o să ies în evidență. Imaginea mea e în joc la urma urmei. Fraților, surorilor, tinerilor, să nu trăim pentru imaginea noastră, să trăim pentru gloria lui Hristos. Am auzit unii care au zis în felul următor, dacă vin până acolo, ce-mi ias? Ce-mi ias? Cum au zis unii pe vremea lui Malehai, deja slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat? Am câștigat ceva sau n-am câștigat? Ascultați-mă în această seară. Disponibilitatea, cred, pentru lucrarea lui Dumnezeu a devenit pentru mulți un fel de afacere. Un fel de afacere. Și confortul e ceea ce dictează lumea. Fac ce-mi place și fac ce-mi este confortabil. Oare ce înseamnă să fii cu adevărat disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu? Asta e problema noastră. Ce înseamnă să fii cu adevărat disponibil pentru lucrarea lui Dumnezeu? Și ne întoarcem la text. Primul lucru, adevărata disponibilitate, să o notăm bine, se vede în situațiile spontane, situațiile instantanee, când te ia așa într-un mod imprevizibil, pe nepregătit. Era Domnul cu ucenicii ăștia doi, mergeau spre Betfage și Betania, ne spune Biblia, și dintr-o dată la Domnul vine ideea aceasta în minte, duceți-vă în satul dinaintea voastră, găsiți un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni, îl dezlegați și mi-l aduceți. Știți ce puteau să spună, m-am gândit, acești ucenici? Că Domnul l-a găsit în multe situații foarte spontan și cred că avea Domnul un plan în mintea lui, când pe anumiți oameni spontan îi trimitea. Ei au fost ucenicii lui, dar trebuie să se vadă ucenicia în astfel de situații. Puteau să zică, Doamne, nu ne-ai anunțat mai devreme. Noi ăștia care în vremea asta suntem cu programările, să programăm bine, să vedem pe agenda când putem, nu? A fost invitat un frate la evangelizare și zice, trebuie să mă uit pe agenda. E adevărat, era foarte programat, dar când s-a uitat a zis, pot, dar m-a sunat cineva și s-ar putea să mă programeze atunci. Și a încercat. Am auzit povestea asta, nu vreau să o lungesc. Dar la urma urmei mi-a zis cel care l-a invitat, a zis, n-o să-l mai invit în biserica noastră niciodată, fiindcă l-am prins din vorbe, că m-a dus cu vorba, vorba noastră a românilor. Puteau să zică ei în felul următor, Doamne, lasă-ne timp de gândire, știți, noi suntem foarte precauți și vrem să pozăm cam în felul următor, trebuie să gândim lucrurile mai întâi. Nu cumva să se întâmple ce a zis Pavel în Corinteni, când eram copil vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil și apoi gândeam. Nu, copiii când sunt mici, mai întâi vorbesc și apoi își dau seama că n-au gândit. Și noi luăm cam în sensul acesta și zicem, apoi să gândesc. Puteau să zică, lasă-ne, Doamne, puțin să gândim situații. Sau e o situație neprevăzută, Doamne, pot să existe riscuri. Cum adică să mă duc eu să dezleg măgărușul acela care aparține cuiva de acolo? Puteau să zică în felul următor, Doamne, nu vrei să trimiți pe altcineva, că nu suntem numai doi ucenici, nu? Sunt mai mulți. Găsește pe altcineva dintre ucenici. Uite, putea să se justifice. Eu am altă slujbă în compania acestor ucenici. Și puteau să găsească un fel și fel de scuze. Să zică, Doamne, nu ne lași până săptămâna viitoare. N-ați auzit astfel de oameni care zic, frate, numai acum să nu mă pui, în seara asta să slujesc. Numai acum să nu-mi dai de lucru ceea ce ai avut în plan. Zice, lasă-mă așa vreo săptămână să mă gândesc la lucrul acest. Iisus este spontan cu ucenicii lui. Și ei trebuia să dea dovadă de disponibilitate, știți unde? În situațiile spontane. Vă aduceți aminte de Iosif din Genesa? Genesa 37. Zice el într-o împrejurare, iată-mă, sunt gata. A zis către tatălui, zice, frații tăi la Sihem, pasc oile, dar trebuie să aflu dacă sănătoși, cum sunt oile, și acum Iosif, vino că te trimit la ei. Știți ce putea să spună Iosif? N-am fost eu pe câmp cu ei.
Mai ieri, alaltă ieri, nu, când era puțin mai tânăr și am auzit vorbind urât și am venit acasă și ți-am spus despre vorbele lor rele. N-am avut eu anumite visuri și au început ăștia să mă urască și să mă pismuiască și să mă trateze de... Parcă nu eram fratele lor. Nu s-a gândit el ce-l așteaptă. Să fie vândut ca o marfă preambalat. Pur și simplu iei ceva din supermarket, vii la casă, plătești și apoi te duci în treaba ta. N-a știut că o să ajungă așa ceva. El, frate, cu ceilalți care l-au vândut pur și simplu pe niște arginți. Putea să zică în felul următor, Doamne, către tatăl lor, să zică, m-au luat peste picior, le-am zis visurile și au zis, dar nu o să domnești tu peste noi. Dar el nu se gândește la trecut să găsească scuze. Știi ce îmi place de el? Se uită la tatăl, știe că trebuie să-și asculte tatăl și zice, iată-mă, sunt gata. Disponibilitate în situații spontane. N-a mai stat să se gândească. Aduceți aminte de Ieremia. La un moment dat află că e un copil și el, era micuț. Și vorbește Domnul când era copil și zice, trebuie să te duci la oamenii care te trimești și să spui tot ce-ți poruncesc. Și tânărul ăsta e șocat. Cum adică, Doamne, un copil trimis tu la mulțimi de oameni să spună tot pentru el? Dați-mi voie să vă spun, a fost în situația aceea, deși a avut o rezervă, a fost disponibil, fiindcă spune textul imediat mai jos. Știți ce a făcut? S-a dus. Citiți în Ieremia, în capitolul 1, s-a dus. Pe moment a fost puțin așa. Mă gândesc la Isaia, tot avea el treabă cu alții. Vai de cutare, de neamul ăsta păcătos, i-a întors spatele Domnului. Vai de unii oameni care ucid, curvesc, bețivi. Vai de unii care numesc binele rău și rău bine și vai de ei. Și într-o zi în prezența lui Dumnezeu se cutremură Isaia și zice, vai de mine. Și zice, Domnul, acum pe cine trimit pentru noi? Știi ce spune Isaia, capitolul 6, versetul 8? Că a zis Isaia, omul acesta lui Dumnezeu, iată-mă, trimite-mă. Asta înseamnă disponibilitate în situații spontane. La fel putea să zică și Filip în Samaria. Păi, Doamne, aici ai vrăjitorie, magie în Samaria. Am venit aici, au fost oameni eliberați de duhurile astea necurate. S-au vindecat oamenii bolnavi, au fost eliberați de demoni. A fost predicat Hristos în cetatea asta. Și oamenii s-au botezat și s-au mântuit. Și acum mă trezești, Doamne, să-mi spui printr-un înger, du-te pe drumul acela care e pustiu. Nici măcar să nu-mi spui de ce, pentru cine. Era un singur om acolo. Și Filip zice, Doamne, eu sunt implicat în lucrarea Ta, nu mă interesează că sunt într-un oraș unde se mântuiesc oameni, se vindecă oameni, se eliberează. Dacă vrei să mă trimiți într-o pustie, unde vrei Tu, Doamne, să mă trimiți? Eu sunt gata. S-a ridicat Filip, omul lui Dumnezeu, și s-a dus și a văzut carul și Duhul lui Dumnezeu îl călăuzea și a alergat după car. Și a zis cineva ieri, la Târgu Mureș, la început a trebuit să fugă după car, mai apoi s-a urcat în car. Și apoi, fiindcă a fost omul lui Dumnezeu, l-a teleportat Dumnezeu, l-a luat Dumnezeu și l-a dus în cetatea Azot. Așa lucrează Dumnezeu, slăvit să fie numele, cu oamenii disponibili pentru lucrarea Lui. Oare ce înseamnă exemple practice ca să fii disponibil în situații spontane? Ce zici dacă într-o zi ești prin jurul căsii, ai o anumită treabă și auzi că cineva e bolnav și trebuie să fie transportat până la cutare spital din oraș? Și te sună telefonul și zice, nu poți să vii, frate, știu că ai mașină, e o situație spontană, te-o lua pe nepregătit. Dar poate ai avut ceva de lucru în casă, ți-ai planificat ceva să te duci nu știu unde. Ce zici? Ești disponibil în situația aceea să renunți la treaba ta și să duci persoana aceea bolnavă la spital dacă are nevoie? Să fii dispus să te ridici la 3 noaptea din pat. Dacă știi că cineva are o problemă, să zici, iară sună telefon. Nu? Cine știi cine, ce o problemă mai fi, ce s-o mai vii la ora asta noaptea, acum, pe când să mă pun să mă odihnesc? Ce ziceți dacă e o situație de felul acesta spontană? N-ar trebui să fim dedicați și să arătăm disponibilitate pentru oameni care au nevoie în felul acesta? Poți să pui banul tău la o colectă când se face o colectă specială, pe nepregătit. A zis un predicator și mi-a plăcut, ultimul lucru care se pocăiește în viața noastră, zice, e portofelul nostru. Adevărat. Ce zici? Noi facem colectă duminică de duminică la biserică, unde slujesc, și am văzut și la dumneavoastră. Dar dacă te ia cineva pe nepregătite, de exemplu marțea seara sau într-o anumită situație, nu se ivește o situație așa spontană, dintr-o dată, ce zici? Ești gata dacă lucrarea aceea e importantă, o lucrare de misiune sau mai știu eu ce lucrare poate să fie? E o situație spontană în care trebuie să ajutăm. Nu, e cineva într-o problemă absolut urgentă, se întâmplă un accident. Eram în Oradea
culegeam niște cireașe cu niște prieteni pentru facultate, erau colegi de facultate și eram așa într-o grădină alăturată cu un frate de-al nostru. Și lăsați-mă să vă spun ceva în această seară. Culegând cireașe sus, colegul acesta al nostru a căzut jos și a rupt mâna pe câteva locuri, era acolo, se văeta, aproape că a leșinat, și omul nostru era cu mașina. Și am zis, frate, hai ajutați-ne să-l transportăm pe colegul nostru până la spital. A venit și când a văzut că era mizerabil, că în ziua aceea ploase, zice, eu nu-l urc așa în mașina mea. Și o trebuie să sunăm după taxiul, până a venit taxiul, să le am mașină. Tinerul acesta chinuit de numai, datorită durerii prin care trecuse în urma acestui accident. Dați-mi voie să vă întreb în această seară, ce disponibilitate era aia în situația spontană? Și om pretins al lui Dumnezeu. Știți când se vede disponibilitatea noastră pentru lucrarea lui Dumnezeu? În primul rând, ca și acestor ucenici, acestor doi, în situațiile spontane. Apoi, în al doilea rând, în această seară. Adevărata disponibilitate pentru lucrarea lui Dumnezeu se vede în lucrurile mărunte, în lucrurile mici, care par neînsemnat. Să știi că acolo unde e vorba de lucruri mărunte, nu o să-ți iese în evidență popularitatea, imaginea. Nu, nu o să se uite unii și o să zică, uite domnule și la ăsta, când e vorba de lucruri mărunte, imaginați-vă că i-a zis domnul, duceți-vă, dezlegați măgărușul și aduceți-l. Dacă ar fi zis, domnul, acum mergem într-o cetate să facem eliberare de demon, ne rugăm să elibereze, să fie eliberați oamenii de demon, eu o să mă rog pentru unul și apoi vă rugați voi și o să fie eliberați mulți. Dacă zicea, domnul, mergem la o evanghelizare, uite, eu fac introducerea și apoi voi aveți mesajul Evangheliei, părea altceva, mă gândesc eu, nu o asemenea lucrare. Dacă vine domnul și zice spontan, duceți-vă după asta, pentru ei aș putea spune că era o lucrare destul de mărunt. O lucrare destul de neînsemnat. Ascultați ceva în această seară. Acești doi ucenici au fost gata să facă orice lucru i-ar fi cerut Iisus. Chiar și lucrul acesta neînsemnat. Să mergi după un măgăruș, să-l dezlegi și să-l aduci. Știți ce spune Matei 10 cu 42 la, cu 40 la 42? Cine dă un pahar de apă în numele Domnului, știți că nu-și pierde răsplata? E un lucru mare. E un lucru mare. Aveam un vecin peste drum și în ultima vreme e așa el mai bolnav. Și trebuia să aducă apă, iese la noi în sat, o fântână puțin mai jos. Și s-a dus după apă, nu mi-a zis nimic. Stăteam în drum, stăteam, era vară, cald. Și nu mi-a zis să mă duc să-l ajut. La un moment dat ieșa, e puțin așa pantă, drumul puțin în pantă, cum se urcă acolo la noi și zice, când era pe la jumătatea drumului, nu vii să mă ajuți. Știți ce m-am gândit în mintea mea atunci? Eu l-am văzut că se duce după apă. Știam că tocmai ieșise din spital de ceva vreme și era într-o situație așa mai nefavorabilă. Puteam să mă ridic din prima și să mă duc și nu m-am dus. Și când l-am văzut cu două găleți, că așa el de om e om mare, dar nu mai reușea să facă față, m-am dus apoi. Dar am învățat o lecție atunci. Puteam să mă duc de la început, lucruri mărunt. Într-o zi cineva mi-a zis să mă duc până la magazin, după un ghem de ață. Iară, o persoană în vârstă și așa. Și începea biserica. Asta parcă a fost de tot pentru mine. Mai erau 10 minute până la biserică. Noi nu suntem departe de biserică. Și atunci persoana asta să mă trimite după lucrul acesta. Știți ce mi-a venit în minte? Păi ce o să zică fratele conducător? O să înceapă programul. Uite, îl vede pe cel care vine de la București, a studiat teologia, întârzie 10-15 minute la program. Ce o să zică frați? Dar atunci m-am gândit, persoana asta nu e o persoană mântuită. Dacă acum are nevoie de lucrul acesta, înțeleg că biserică, acum mă duc, dacă e persoană în vârstă și nu poate. Și m-am dus în seara aceea și am învățat o lecție. Chiar și în lucrurile mărunte sunt importante și trebuie să dăm dovadă de disponibilitate. Poate înseamnă mai mult decât a ține o predică într-o seară sau a cânta o cântare sau chiar prezența noastră într-un loc așa acesta, dacă întorcem spatele oamenilor în astfel de circunstanțe. A zis Domnul în Marcu 12 cu 42 despre o văduvă săracă că a dat doi bănuți. Să știți că lucrul ăsta e mărunt. Doi bănuți, dar a dat tot ce a avut. Eu m-am gândit la următorul lucru cu banii acestei femei sărace și văduve. Nu puteai să pui geamuri termopane la o biserică, nu. Cu banii ei nu puteai să iei instrumente pentru fanfara biserici. Cu banii ei nu puteai să cumperi niciun microfon. Că a dat doi bănuți. A dat tot ce a avut, era o femeie săracă, dar a fost responsabilă și a știut, chiar și în lucrurile mărunte, trebuie să fii implicat, dedicat, disponibil, dăruit lui Dumnezeu. S-a uitat Domnul la ceilalți în visterie, din prisosul lor, nici nu le-a păsat, poate nici nu s-a cunoscut în buzunarul lor, dar a contat ce a dat femeia asta, niște lucruri mărunte.
Un băiețel la un moment dat a dat 5 pești, nu? Cât? 5 pâini, nu pești. Și doi pești, ne spune Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Știi ce a zis cineva? Și mi-a plăcut lucrul acesta. Zice, cu pâinile astea și cu peștii puteai să faci câteva sandvișuri bune, dar câți oameni se săturau? Puțin. Nu niște lucruri mărunte, dar puse în mâinile lui Dumnezeu, în mâinile unui Dumnezeu puternic, a devenit ceva, o minune extraordinară. S-a întâmplat minunea lui Dumnezeu acolo, lucruri mărunte. A fost un sol în casa lui Elisei și a auzit despre Naaman, problema lui, că a venit pe ținutul acesta. Și când a zis Elisei, lasă-l să vină la mine, Elisei n-a ieșit la poartă să dea mâna cu Naaman, să-l felicite, să-l întrebe de problema lui de sănătate și a trimis solul. Știi că solul ăsta a spus numai câteva cuvinte simple? Simple. Du-te la Iordan, scaldă-te de 7 ori și a 7-a oră când ești, vei fi curat. Eu m-am gândit ce lucru mărunt. Simplu. Parcă neînsemnat. Ieși în fața unui om și spui câteva cuvinte. Așa a fost și cu fetița din casa lui Naaman. Omul ăsta a chinuit că nu-și rezolva problema și ea zice niște cuvinte către soția lui. O, dacă ar fi domnul meu la omul acela din Samaria, s-ar tămădui de lepra lui. Lucruri mărunte, dar câteva cuvinte, câteva propoziții pot să însemne extraordinar într-o anumită circunstanță. Eu m-am gândit chiar la fetița aceea. Dumnezeu o îngăduie într-o circunstanță nefavorabilă pentru ea, probabil ca și sclavă pe teritoriul acesta, tocmai pentru a duce în punctul cel mai favorabil lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i deschidă gura într-o zi și să se folosească de ea. Lucru mărunt. Aș vrea să vă dau câteva exemple practice în această seară. Un lucru mărunt, ce zici? E să dai un bilet de tramvai. Am auzit pe cineva spunând în felul următor, și-a uitat portofelul acasă, se întâmplă, putem să uităm și noi. Eu am venit acum din județul Arad și aproape de biserica dumneavoastră mi-am dat seama că mi-am uitat tot bagajul acolo. Bine că am avut Biblia în mână. Și-a uitat portofelul acasă, persoana aceasta nu mai avea niciun ban la ea și a ajuns în fața tramvaiului. Ca o persoană sensibilă a zis, nu mă urc în tramvai să nu plătesc. Și a întrebat pe cineva, zice, n-ai un bilet? Și persoana aceea a zis, am abonament. Dar ea avea portofelul în buzunar să zică, uite domnule, ia 3 lei sau cât costă biletul, dus întors să-i fi luat. Și putea să-i dea lucrul acesta. Nu, un lucru mărunt. Un lucru mărunt poate să fie și să scrii niște cântări pentru videoproiector. Să știi că e un lucru mărunt. Dar ce ne-am face noi dacă n-ar fi scris acele cântări care le punem duminică seara sau dimineața pe retroproiector? Sunt unii care nu știu să predice, nu știu să cânte, nu știu să recite poezii, n-au anumite daruri în privința aceasta, știu să scrie, ascultă-mă în seara aceasta. Scrisul acela poate să însemne mult, extraordinar. Cineva i-a tradus 2 pagini în engleză unei persoane care era nepocăite și a zis, datorită acestui lucru, vin în biserica ta în care te închini la un program de evangelizare. Și s-a dus persoana acolo și a fost motivată în inimă și transformată de cuvântul lui Dumnezeu, încât am mai văzut-o de câteva ori în biserica respectivă. M-aș bucura dacă într-adevăr a și lucrat Domnul la ființa ei, dar un lucru mărunt, neînsemnat, am zis, un lucru mărunt să știi că e și când ne urcăm în autobuz. Ne urcăm în autobuz și în tramvai și în loc să stăm în picioare, vorba unuia, că din picioare se vede mai bine imaginea de afară, nu, stăm jos și nu ne ridicăm. Așa a făcut, le-a dat o lecție un general de armată unor soldați într-o împrejurare extraordinară lecție. S-au urcat într-un compartiment de tren cu generalul acesta și s-au pus fiecare pe scaunele lor. Și la un moment dat a venit o femeie în vârstă și când a văzut că unde avea ea bilet era ocupat, n-a mai deranjat pe nimeni de pe scaune și a luat ce a avut ea plasa ei, a pus-o jos și s-a pus acolo. Generalul sensibil s-a ridicat imediat de pe scaun și a oferit loc acestei femei. Și imediat a venit unul din soldați și a zis, domnule general, nu se cade ca dumneavoastră să stați în picioare și o să stau jos. Și generalul a zis, când a venit femeia aceasta mai în vârstă ca mine, n-ai observat-o, să-i ofer loc jos. Acum stai până la capătul drumului jos și rămân eu în picioare. I-a dat o lecție extraordinară acestui tânăr și celorlalți din compartiment. Un lucru mărunt poate să fie să iei pe cineva la ocazie, nu? Și să nu iei banul tău. Să arăți că ești un om care știi să faci și lucruri frumoase în privința aceasta. Ascultați-mă ceva, și în biserica dumneavoastră sunt frați mai în vârstă unii dintre ei sau surori mai în vârstă. Poate cândva dintre tineri sau dintre cei în vârstă vor fi bolnavi și vor fi acasă, dar vor vrea să vină la programul biserici. Să știi că e un lucru mărunt, am zice, să mergi cu mașina până acasă, să-l iei și apoi să-l duci la întoarcere înapoi. Nu se vede chiar așa, nu iasă chiar așa în evidență, poate nu știe nimeni, știe numai persoana respectivă. E un lucru mărunt, dar un lucru extraordinar. L-ați cunoscut unii dintre voi pe Alin, nu mai este el acum în viața, a locuit o perioadă de timp aici în Timișoara și îmi permis să dau exemplul acesta pentru că nu mai este în viață.
L-am văzut în viața lui atâtea lucruri mărunte, am zis, dar de o importanță extraordinară. Eram într-o zi aici în Timișoara și l-a sunat cineva, o soră era în spital în Timișoara și a trebuit să traversăm tot orașul acest. Și a venit cu mașina, a luat sora și a dus-o până acasă și sora a vrut să-i plătească. Și lăsați-mă să spun ceva în această seară. A zis, niciodată nu fac așa ceva, să iau un ban. Și din potrivă și-a scos portofelul și am văzut o sumă extraordinară de bani. A luat-o și a pus-o în mâinile acestei surori și a zis, de mai multe săptămâni dumneata ești în spital, trăiești într-o situație așa cum trăiești. Eu pot să muncesc, a zis el vremea aceea când trăia, pot să muncesc și mă pot folosi așa cum vrea Dumnezeu. Dumneata ai nevoie. Și a luat banii aceia și a transportat-o gratis și a zis, fac lucrul acesta. Eram doar eu în mașină și am văzut lucrul acesta. Știu că nu l-a făcut de ochii mei, că a făcut multe lucruri, de multe ori. Dar mă gândesc că nu știa nimeni. Nu era un lucru văzut. Părea poate un lucru mărunt, dar contează într-un mod extraordinar asemenea lucruri. Un lucru mărunt să știi și să dai 5 sau 10 minute din timpul tău să asculți pe cineva. M-a sunat într-o seară de vreo 2 ani, pe la ora 11 și jumătate, o persoană și avea o problemă și a început să zică, să zică și să zică. Și s-a făcut vreo 12 și 20 și pe când să zic și eu ceva, acea persoană mulțumește, zice, Iosif, te pui și tu să te odihnești, că oricum e târziu. Zice, mulțumesc frumos, am avut așa o povară pe suflet. Zice, Domnul să te binecuvinteze, și a închis telefon. M-am întâlnit cu persoana aceea peste vreo 2 săptămâni și mi-a zis în felul următor, dacă nu mă ascultai în seara aceea, eu m-am gândit că avea nevoie de sfaturi, să-i spun anumite lucruri. Și dacă nu mă ascultai în seara aceea, vreau să ies din casă și nu știu ce se întâmpla cu mine, erau într-o situație disperat, dar eu am dat din timpul meu câteva zeci de minute, poate un lucru mărunt, dar a contat într-un mod extraordinar, adevărata disponibilitate să vede lucrurile mărunte. Și în ultimul rând, în această seară, adevărata disponibilitate pentru lucrarea lui Dumnezeu se vede când trebuie să fii implicat în situații neobișnuite. Neobișnuit. Ce mai neobișnuit poate fi decât să-i trimită Domnul pe acești doi ucenici într-o altă localitate după un măgăruș care nu era al lor, nici a Domnului. Și să spună, dezlegați-l și aduceți-l. Dar stați puțin. Dacă întreabă cineva despre el, ce spune? Păi dacă întreabă, spuneți că Domnul are trebuință de el. Dar întreb eu în această seară și să nu se supere fratele Nelu, că le iau ca și exemplu. Dacă fratele Nelu mi-ar spune mie sau cuiva din dumneavoastră să mergeți în prima localitate lângă Timișoara, este o mașină roșie, să zic, undeva lângă o poartă, vedeți că sunt cheile în contact și să spună urcă-te în mașină și adu-mi-o că am trebuință de ea. Dar fără să spună cine e proprietarul și dacă întreabă cineva să-i spui, uite, fratele Nelu sau știu eu mai cine are nevoie de mașina aceea, nu pare un lucru neobișnuit? Pare ceva care ne depășește logica, nu rațiunea noastră. Dar adevărata disponibilitate se vede când ni se cere să facem lucruri absolut neobișnuite. Mă gândesc la Gedeon. S-a uitat, a zis, e cea mai săracă familie, sunt cel mai tânăr, într-un context absolut nefavorabil că israeliții erau prin munți, prin peșteri, împrășteați. A venit Madian și a luat absolut totul în picioare și erau condiții nefavorabile. Și pentru el, când i-a zis Domnul, du-te cu puterea pe care o ai, vei bate pe Madian ca pe un singur om. Știți cum a sunat lucrurile astea în mintea lui? Mă gândesc ceva de genul, neobișnuiți. Cum adică? I-a mai zis Domnul și l-a încurajat, ești un mare viteaz. Cum să fiu viteaz? Din familia cea mai săracă, cel mai mic, oamenii ăștia împrășteați, bași o grâu aici în teasc și nu știu ce se întâmplă cu viața mea, ceva neobișnuit. Când i-a zis Domnul lui Moise, că are nevoie de el și se gândea că e gângav și nu vorbește bine și, Doamne, sunt alții care vorbesc mai bine. Știți cum s-a gândit omul acesta? Păi poporul era în Egipt și Moise era la oi, nu? La socrul lui și zice, Domnul, auzi strigătele acestui popor și de tine, Moise, am nevoie. Dar, Doamne, nu găsești un om cu aptitudini mai bune, nu găsești un om care să conducă poporul mai bine, chiar de mine ai nevoie. Mă gândesc că mintea lui suna acest adevăr pentru noi, din punct de vedere uman. E ceva neobișnuit. Un om care are anumite deficiențe, un om care a învățat ani de zile să fie la oi, să conducă oile, nu să conducă o națiune, o armată, îl cheamă Dumnezeu și zice, te pun în mijlocul armatei să izbăvești națiunea aceasta. Părea ceva absolut neobișnuit. Să fi fost în noi în locul tânărului bogat, când i-a zis, Domnul, îți lipsește un singur lucru. Și mă gândesc că prima dată s-o lumina la față, fericit. Că el păzea poruncile, el avea mare grijă de astea din tinereți și s-o lumina la față. Dacă i-a zis, Domnul, vinde tot ce ai, dă la săraci, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mă gândesc că asta a fost pentru el din calea afară, pe neobișnuit. Cum adică? Tot ce am să vând
și să las totul. Dar știa Domnul ce urmărește. În inima lui încă mai existau bogății. Am făcut o predică și încă n-am ținut-o nici acum. Dar așa de mult mă pasionează predica asta despre omul acesta tânăr bogat. Cu cerul în minte și cu bani în inimă. Mare problema asta. Să ai cerul în minte și bani în inimă. Și Domnul a știut să-l testeze în ziua aceea. I-a zis, vinde tot ce ai. Pentru el părea ceva neobișnuit. N-a fost în stare de neobișnuitul acest în viața lui. Știi ce ar însemna pentru noi ceva neobișnuit? Să fii la facultate, mă refer acum pentru studenți, și să fii în cameră cu niște tineri nepocăiți, sau chiar dintre ai noștri, și toată seara să se uite la câte un film. Eu am întâlnit un tânăr care mi-a zis, dacă peste săptămână nu reușesc să mă uit la 3-4 filme care apar noi, nu pot, parcă ceva se întâmplă cu viața mea. Nu, dar el mai frecventează din când în când bisericile noastre. Și mă întreb în seara aceasta, să fii într-o asemenea cameră și să spui și să se vadă acolo, eu nu mă uit. Eu sunt preocupat de altceva. Ar fi chiar ceva neobișnuit. Să știi că prezența noastră la biserică, nu în context în care motivele sunt obiective, dar prezența la biserică, cum e, de exemplu, duminică seara și vii de undeva de aproape sau chiar de la mijlocul orașului să vii, cu 15 minute mai devreme sau 20, pare ceva neobișnuit, dar să știi, contează lucrul acesta. M-au surprins frații din Londra și vreau să-i dau exemplu. Sper să nu fie o laudă pentru ei dacă vor urmări pe internet. Dar e un exemplu pe care trebuie să-l luăm în calcul. Vin la ora 1, cam așa ceva, la amiază ajung acasă, de la slujba de dimineață. Ei se strâng într-o sală de sport și acolo trebuie să spele pe jos dimineața, să pună scaunele, vin oamenii la slujbă, la amiază, adună scaunele, du-te acasă, ajungi pe la ora 1. La ora 4 pleacă înapoi înspre biserică. Și cum vin frații, sunt responsabilizați câțiva să pună scaunele, dar să nu credeți că ceilalți vin și stau cu mâinile în sân sau stau și nu. Când apare câte unul, îi vezi pe fiecare punând mâna pe scaune, aranjează frumos scaunele în biserică. Și am fost surprins. De fiecare dată, cu o jumătate de oră, 40 de minute înainte, era biserica, acum ea dumneavoastră în seara aceasta, arhiplină. Și înainte de slujbă se cântau 3-4 cântări înaintea lui Dumnezeu. Și am zis către fratele păstor, cum ați putut să motivați oamenii aceștia? Și au zis, am predicat și am încercat să le spun și să le spun și să le arăt că Dumnezeu trebuie urmat cu pasiune. Dumnezeu trebuie urmat cu dedicare, cu disponibilitate și au făcut oamenii aceștia tot ce ține de ei. Nu le pare rău că vin cu o oră, o jumătate de oră mai devreme și se duc poate cu o oră sau două mai târziu acasă. Dar pentru Dumnezeu am văzut oameni dedicați care ar fi în stare să facă multe lucruri. Să iei Biblia la școală și să citești din ea, pare ceva neobișnuit. Dar să știi că lucrul acesta, chiar dacă faci acest lucru în tren, aveam Biblia la un moment dat în tren și am deschis-o așa, în compartiment, și un om se uită la mine și zice, câți ani am? Îi spun câți ani am și zice, tu citești în Biblie? Zic, da. Ce, e mare lucru să facem acest gest? Zic, e chiar indicat. Mă, zice, la vârsta ta ai în față o sumedenie de lucruri și ai putea să faci atâtea și atâtea și a început să înșire el. Și am zis, domnule, o mai fost unul, mă refeream tot la tânărul bogat, care a avut o sumedenie de lucruri în fața lui, dar îi lipsea unul. Zic, mă tem că ne uităm pe geamul acesta din compartiment și vedem sumedenia asta de lucruri cu ochii și neglijăm exact ce e esențial, cuvântul lui Dumnezeu. Pentru el părea ceva neobișnuit. Poate și pentru mine, dar cum să deschid Biblia în tren, să citesc? Nu? Nu-i ceva neobișnuit în cultura în care trăim noi, în contextul acesta. Să vii marța și joia la rugăciune, pentru unii ceva neobișnuit, care nu au venit niciodată. M-am gândit odată să invit pe frații de la noi din biserică și să le spun unora direct, că eu sunt de felul meu, cum ați văzut, așa mai direct. Îmi spun și mie și le spun și la alții. Să le spun la unii care noi am văzut un an de zile la biserică, marța și joia. Și vin la slujba de duminică, vin la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului și când este frumusețea aceea închinării, toți parcă am vrea să fim acolo, să ne închinăm și să ne dăruim. Dar când e vorba de serile acelea, când se vede dedicarea noastră pentru Dumnezeu, puțin, puțin. Știi când se vede adevărata disponibilitate pentru Iisus, pentru lucrarea Lui? În situațiile spontane, când e vorba să faci lucruri mărunte, și când te prinde Domnul în situații neobișnuite, care parcă ne depășesc rațiunea și parcă nu vin în acord cu planurile și cu plăcerea noastră, atunci se vede cât de dedicat suntem. Ce ziceți? Din seara aceasta, cum alegem să trăim pentru Domnul? Disponibil sau iubim confortul? Că titlul predicei acesta, confort sau disponibilitate? Ai de ales. În confort nu poți să-L slujești pe Domnul.
fiind disponibil pentru lucrarea Lui, o faci cel mai eficient. Amin.